Bistrița. În fond, ideea este că Uniunea Europeană se construiește la Bruxelles, se construiește la București, dar se construiește și la Bistrița, sau cel puțin noi sperăm că începe să se judece și din această perspectivă construcția europeană. Care va fi tema conferinței? Tema este multidisciplinară și pluridisciplinară. Este vorba de abordarea din diverse perspective a guvernanței europene. Guvernanță în sensul aducerii spre cetățean a deciziilor, în sensul multiplicărilor pe planuri care altă dată erau asumate doar de către guvernul central, și firește e vorba de un schimb de experiență între oameni care au lucrat într-o zonă sau în altă zonă, într-o țară sau în altă țară, și care, spre bucuria noastră, de data aceasta au convenit să se adune aici. Din ce domenii de activitate provin? Cei mai mulți sunt, firește, din mediul academic, dar nu numai din mediul academic. Sunt și studenți, sunt și practicieni ai domeniului. În concluzie, va fi o reuniune destul de cosmopolită, sper eu, și în același timp recunosc, este relativ nou, nu am mai făcut. Am mai făcut reuniuni științifice, dar poate nu de acest nivel în extensia noastră de la Bistrița. Ce sperați să realizați în urma acestei... Sperăm să adunăm un set de idei pe care să le împărtășim cu nivelele de guvernanță locală și, în fond, să întărim poziția noastră ca și extensie universitară în viața cetății. Conferențiar universitar dr. Mircea Maniu a spus că viitorul Uniunii Europene se construiește la Bruxelles, dar și la Bistrița. Este o noutate faptul că dimensiunea internațională este realmente semnificativă. Avem distinși reprezentanți din Franța, Germania, Italia. Și cred că acest lucru spune foarte mult. Când politicienii mari europene au decis că lărgirea va prevala în Uniunea Europeană asupra adâncimii ei, ideea a fost percepută doar de cele mai educate segmente ale societății. A fost percepută drept o victorie pe termen lung a bunului simț, în contrast cu adversitățile începutului anilor 90, prezente peste tot în Europa Centrală și de Est. Când așteptările de vari consistențe legate de viitoarea Constituției Europene și ulterior de avântul consumerist stopat de criză au apărut pe orizontul european, tot politicienii europeni, dar de totul și cu totul altă consistență, au început să deplângă starea actuală a Uniunii. Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a vizitat standul județului nostru la Târgul Internațional de Turism Romexpo. Acesta a venit cu o ofertă inedită adresată șomerilor care sunt interesați de cursurile de formare profesională, mai precis calificarea ca și ghizi turistici. Continuăm știrile. Ieri a avut loc ședința Consiliului Consultativ al AJOFM Bistrița-Năsăud. S-a discutat despre ordonanța de urgență numărul 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuarea șomajului. De asemenea, directorul coordonator adjunct al instituției, Alexandru Mania, a prezentat calendarul burselor locurilor de muncă pentru acest an. În data de 23 aprilie, vom organiza bursa generală a locurilor de muncă, care o să fie cea mai mare și cea mai complexă. Iar în 24 septembrie vom organiza bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Pe lângă acestea, în funcție de cererea de piața muncii, probabil că o să mai organizăm și alte burse, cum a fost și anul trecut bursa meșteșugurilor. Și să ne mai... Deci mai trebuie să stabilim și la nivel național cu cei de la Agenția Națională să vedem ce putem face și cu restul burselor. Art Galeria de pe Pietonal a organizat ieri după masă o expoziție de icoane aparținând Anei Maria Pintilescu. Expoziția s-a intitulat Buna Vestire. Ana Maria Pintilescu iubește pictura și icoanele deopotrivă. Lucrările expuse sunt cel mai de preț lucru pentru ea. Icoanele sunt realizate pe lemn și sticlă, respectând canoanele bisericești, și în mare proporție am folosit foiță de aur. Mă numesc Pintilescu Ana Maria Mihaela și sunt din Bistrița. Am terminat Facultatea de Teologie Ortodoxă, secția Artă Sacră din Cluj-Napoca. Expoziția de față este prima de acest gen pe care o realizez în Bistrița-Năsăud. Îi mulțumesc Centrului de Cultură și Părintelui Pintea, în special, care m-a sprijinit și încurajat foarte mult.
În cadrul acestei expoziții, un real ajutor am primit de la domn profesor universitar Alin Trifa din Cluj-Napoca. Pictura scoate în evidență stilul bizantin. Cuvinte de laudă și apreciere a avut din partea tuturor celor care au fost prezenți la galerie. Expoziție pe care o vernisăm în această mare sărbătoare dedicată Maicii Domnului. S-ar putea să nu greșesc atunci când spun că probabil icoana, imaginea aceasta a Dumnezeirii se naște din această sărbătoare, din sărbătoarea Bunei Vestiri. Pentru că din această sărbătoare a Bunei Vestiri ne vine nouă imaginea lui Hristos. Ne vine chipul lui Hristos și, prin urmare, icoana își are sorginte în acest mare eveniment mântuitor al Bunei Vestiri. Fac într-o manieră cum ce Evanghelul Părintele Cleopa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și cu siguranță că în momentul în care pun și suflet și trăire, chiar dacă crucea ca simbol este la fel de valabilă și când o fac fugitiv, în momentul în care o fac cu toată convingerea și cu toată tăria și trăirea, sigur că da, că are o mai mare putere. La fel și în cazul unei icoane, adică în momentul în care gestul iconarului nu se oprește doar la a face un prototip, a relua un prototip, de dragul său, în ideea că se va vinde și că va avea niște bani. Acum, cunosc destul de mulți iconari, nu sunt mulți din fericire care pun așa problema, dar evident că în momentul în care tot acest gest și demers al iconarului de a plăsmui chipul lui Hristos, în momentul în care este asociat cu o trăire și vine din interior, normal că lucrurile ies mult mai bune, mai așa cum ar trebui să fie. În această săptămână a avut loc la Școala Generală din Bistrița vernisajul expoziției de icoane pe sticlă, Dar din Dar. Lucrările aparțin tinerilor care învață la Palatul Copilor, atât elevi de la școlile generale din Bistrița, cât și liceeni. Anul acesta au expus tablouri și copiii de pe Valea Bârgăului. Seara, bun venit la evenimentul nostru. Ne bucurăm că ne onorați cu prezența într-un număr atât de mare. Felicităm toți copiii și cei care nu au lucrări, îi așteptăm la cercurile noastre să își dovedească talentele care probabil încă nu s-au descoperit. Să fac pictură pe sticlă pentru că este o muncă titanică. Deci în spatele lucrărilor care le vedeți sunt extraordinar de multe alte lucruri, dar bucuria că este icoana gata și prezentată este incomparabilă. Elevii cercului de pictură și-au dat toată silința pentru ca lucrările lor să fie cât mai frumoase. La deschiderea oficială a expoziției au fost însoțiți de părinți. Și de cât timp faci pictura? De un an. Și îți place? Da. Ce ai pregătit tu pentru expoziția de astăzi? Păi am citat doi apostoli lângă Iisus cu sufletul Maicii Domnului în brațe și Îngerul Păzitor. Și am și pictura afară, pe coridor. Ieri am fost la Clubul Lions din Bistrița este alături de Palatul Copiilor. Toți cei care au participat la expoziție au primit câte o diplomă din partea președintelui clubului, Vasile Moldovan. Am apreciat și am discutat în cadrul ședinței clubului ultima întâlnire de luni să